pentru anul 2009, unde creștere cu 73% față de anul 2008. Un utilizator a transmis un alt număr de 25 de mesaje scurte în mediu. În anul 2009, am spus, telefonia fixă a înregistrat o stagnare. De fapt, au crescut numărul de linii de acces. Deci, practic, operatorul de dezvoltare, etc. Numărul de abonați a scăzut. A scăzut ușor. În sensul serviciilor de retransmitere a programelor audio-vizuale furnizate contra cost, se înregistrează cu aproximativ 3% mai mulți abonați, ajungând la 5,82 de milioane de abonați, dintre care 3 milioane și jumătate televiziune prin cablu, restul platforma DTH și 740 de abonați de IPTV. Este un început destul de finit, dar ceea ce este de remarcat, că toți operatorii s-au îndreptat spre calitate și spre inovație, toți furnizorii de servicii de retransmitere a programelor audiovizuale, lansând oferte în format digital, și sunt foarte bine pe și RCS și UPC și Rom Telecom, furnizează pe cablu sau pe fibră optică în format digital. Bun. Vis-a-vis de portabilitate. Știți că portabilitatea s-a lansat în octombrie 2008. Până la sfârșitul anului 2009 au fost 275.000 de numere portate, dintre care pentru zona în care ne aflăm au fost 4.428 de numere pentru județul Timiș, 1.430 pentru Hunedoara, 636 în județul Arad și 283 în județul Caraș-Severin. Total, în cele patru județe, 6.777 de abonați s-au portat numărul în altă rețea. Pe telefonie fixă vorbim aici, pentru telefon, da, telefonie fixă, da. Pentru că telefonia fixă are numerotație geografică și poți să identifici foarte clar. La telefonia mobilă nu poți să știi din ce județ este abonatul respectiv. Toate prezentările pe care noi le-am făcut cadrul întâlnirii cu industria în această zonă le puteți găsi pe pagina noastră de internet, dacă vă interesează. A, și aveți și, dacă ați luat, aveți mapele, aveți pe CD-ul din mapă. În mare, cam acestea au fost subiectele pe care le-am abordat în industria și cam acestea au fost rezultatele campaniei noastre de monitorizare pe PRIG. Acum suntem... vă rugăm să, dacă aveți întrebări, clarificări, să le puneți și încercăm să vă răspundem la întrebările și acasă. Care au fost principalele probleme ridicate de către abonați? De ce s-au plâns? Da. Principalele probleme, deci eu cred că principala problemă în momentul de față este accesul la infrastructură. S-au plâns, de exemplu, operatorii de cablu pe tarifele pe care ei le plătesc băieșilor de deținători de infrastructură, de exemplu, de sănătate. Sunt mari. Ceea ce le-am explicat și colegul meu, directorul Direcției Juridice, a detaliat, a fost faptul că în momentul de față în Parlament este în procedură de aprobare în Camera Deputaților, Camera Decizională. Deci a fost deja aprobat în Senat și în Camera Deputaților este legea privind accesul la infrastructură care reglementează aceste probleme. Relațiile nu numai cu deținătorii de infrastructură, dar și cu administrațiile locale. În Timișoara nu cred că este cazul, dar în București, de exemplu, săptămâna aceasta, un subiect foarte fierbinte, a fost un proiect de hotărâre al Consiliului General care impunea taxe suplimentare la nivele foarte ridicate pentru operatori, absolut nejustificat. Noi am argumentat acest lucru. E, legea aceasta infrastructurii tocmai asta face. Stabilește, clarifică relațiile dintre autorități locale și furnizorii de rețele și servicii, clarifică modul în care se poate avea acces, deci poți coloca infrastructura pe care un deținător o are și ceea ce este foarte important, obligă deținătorii de infrastructură să fundamenteze tarifele pe care ei le încasează pe costuri. Deci să spună cât îi afectează, de exemplu, un cablu pus pe un stâlp, cât afectează acest stâlp și care sunt costurile care îi se induc. Și
asta este foarte mare interes pentru infrastructură, din partea tuturor operatorilor, tocmai pentru că este un paradox. Noi solicităm operatorii să facă o acoperire, dar de fapt mulți dintre ei, cel puțin în orașe, este foarte greu să mai dezvolți infrastructură nouă. Autorizațiile de construcție dau foarte greu de față. Nu știu care este situația în Timișoara, dar foarte multe orașe din țara lucru cu acest față. Care este situația introducerii de zime digitale? Da. Ei, și mă refer mai mult la zona... Da. Așa cum știți, sau poate nu știți, vă spun acum, în urma conferinței de la Geneva din 2006, în care s-a stabilit planul de televiziune digitală pentru zona Europa, dar pentru toate zonele în general, dar pentru zona Europa, România are 6 acoperiri naționale de televiziune digitală și mai multe acoperiri regionale. Cele 6 acoperiri naționale, conform strategiei de implementare a televiziunii digitale aprobate prin hotărârea Guvernului în vara anului trecut, se împart în două grupuri. Un grup de 2 acoperiri naționale, deci 2 multiplexe, care pot fi puse în operare de acum. Deci există bandă disponibilă astfel încât să poată să pornească televiziunea digitală de o oricum. Și plus cele alte 4 acoperiri naționale, deci alte 4 multiplexe, care sunt disponibile pentru operare atunci când se închide televiziunea analogică terestră. Adică la 1 ianuarie 2012. Bun. Cele primele 2 multiplexe naționale au condiții de acoperire. În strategie sunt prevăzute ca la 1 ianuarie 2012 să aibă o acoperire de, dacă țin bine minte, 80% pe teritoriu și 90% pe populație. De ce? Pentru că într-unul din aceste 2 multiplexe vor fi retransmise programele televiziunii naționale și este obligația autorităților să-i ofere unui utilizator care în momentul de față recepționează, ca să fim clari, recepționează posturile de televiziune națională, de exemplu, prin antenă. Deci nu vorbim de cei care recepționează prin cablu sau prin platformele de satelit. Vorbim numai de cei care în momentul de față recepționează televiziune în format analogic prin antenă individuală, să-i ofere posibilitatea după 1 ianuarie 2012 să recepționeze același program în format digital. Taxa de licență pentru primele 2 multiplexe este între 1 milion și 2 milioane și jumătate de euro. De ce așa? Pentru că, de fapt, este 2 milioane jumate, dar cu cât oferă set-up box-uri operatorul, cu atât îi scade taxa de licență și, în acest sens, noi avem acum spre avizare la Ministerul Finanțelor un proiect de decizie care stipulează foarte clar cum scade, la câte, la 10.000 de... Da. Subvenționarea parțială a celor set-top box-uri. Aici este o discuție întreagă. Au fost, în alte țări, s-a încercat subvenționarea tuturor set-top box-urilor pentru o anumită, să spunem, categorie socială. Cei care au, de exemplu, venitul redus. Însă, din momentul în care un trust de un furnizor de servicii din satelit a dat în judecată Guvernul Italiei, exact acest caz spunând că este o discriminare să subvenționezi mai televiziune digitală terestră. Dacă subvenționezi set-up box-ul, dă-i posibilitatea să-și aleagă ce face. Fie ia set-up box de satelit, sau ia set-up box de IPTV, sau orice. Și am câștigat. Deci plusul scade. Așteptați și la asemenea probleme? Nu. Deci rămâne sarcina operatorului să utilizeze aceste set-up box-uri. Noi, prin actele normative îl stimulăm să ofere cât mai mult. El le va ofera. Au fost modele care au trecut de eventuale procese. De exemplu, cum s-a implementat în Austria, s-au oferit vouchere celor care erau sub amintar, dar informându-i foarte clar că sunt disponibile numai un anumit număr finit de set-up box-uri care era mai mic decât. Și cine ar aplica, practic îl obținea. Eu cred că este un model valabil care după aceea s-a extins și în alte țări. Deci, asta este pentru celelalte 4 multiplexe, taxa de licență este 1 milion. Nu sunt condiții de acoperire. Ei pot oferi retransmitere de programe audiovizuale sau și alte servicii cu valoare adăugată, de exemplu, video on demand sau tot ceea ce se poate oferi. Concret, în regiunea de pescă, credeți că se va implementa? Da. Deci,
pentru primele două multiplexe, licitația, procedura de licitație a început. Dacă vă uitați pe site-ul nostru, în consultare, practic, decizia privind calendarul, probabil că vor fi atribuite până la sfârșit.